A trecut deja mai bine de o oră în care pasionații de mașini au putut admira cele mai impresionante modele de la Salonul Auto de la București. Printre ei și colegul nostru, Alin Stan, care ne-a spus deja că nu ar mai pleca de acolo. Alin, bună ziua! Nici nu te mai văd, te-ai pierdut printre mașinile acestea impresionante. Ce ai descoperit acolo? Bun găsit tuturor, într-adevăr am descoperit foarte, foarte multe modele. M-am pierdut, sunt la bordul unui autoturism de lux, sunt la bordul unui Ferrari de ultimă generație, care are peste 800 de cai putere, iar prețul lui pleacă de la 500 de mii de euro. Ca această mașină sunt multe altele în această zonă, putem observa nu doar Ferrari, ci și multe alte mărci. Oamenii, să știți că au început să vină aici la Salonul Auto de la Romexpo, vin, se uită, fac fotografii. Întreabă reprezentanții mașinilor despre specificații, preț, cai putere și așa mai departe. Încet, încet se adună lumea, așa cum vă spuneam. Salonul a fost deschis astăzi, pe data de 6 octombrie și va ține până pe data de 16 octombrie, iar evenimentul se va încheia cu o demonstrație de drift. Accesul în această locație se face pe baza unui bilet pentru care oamenii plătesc 50 de lei. După cum puteți observa, încep deja să vină, fac poze. Este foarte frumos aici, sunt bijuterii pe patru roți. Nici eu nu vine să mai plec de aici. Încă mai dau așa o raită să mă uit, să văd pe ce pot să mai pun ochii. O să dau o raită și pe la alte autoturisme. Însă vă invit și pe voi pentru că merită, măcar pentru o fotografie. Aline, îți mulțumim tare mult. Cert este că îmi place culoarea galbenă, dar nici în cea mov nu cred că mi-ar sta foarte rău. Mulțumim tare mult. Nu, Andra, sigur că nu. 500.000 de euro. Ție-ți place, presupun, numărul cailor putere? Două lucruri îmi plac. Portbagajul. Încape așa o geantă de genul ăsta în portbagajul mașinii. O geantă, nu dăm brandul. Nu mai spunem brand.